Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Bianca Oancea. Încep știrile Clar TV Mușcel. Mai multe autospeciale de intervenție cu apă și spumă, la care s-au adăugat două autoscări și un echipaj smurd, alături de autospecialele de la Edilul, Distrigaz și Electrica, au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit sub acoperișul unui restaurant pensiune din Câmpul Lung. Salvatorii militari au avut o misiune destul de grea în localizarea focarelor de sub acoperiș și împreună cu personalul restaurantului și oamenii care au sărit în ajutor, au reușit după câteva ore să îndepărteze pericolul. Flăcările riscau să se extindă pe întreaga suprafață a restaurantului și să cuprindă și pensiunea. Au ars în total 250 de metri pătrați de acoperiș și plafon, însă pagubele sunt însemnate la nivelul încăperilor. Pompierii argeșeni au fost solicitați să intervină în cazul unui incendiu izbucnit la un restaurant din municipiul Câmpul Lung. La fața locului s-au deplasat cu 5 autospeciale de stingere de la subunitățile de intervenție din județ, 2 autoscări și un echipaj smurd de prim ajutor calificat. Din fericire, nu au fost identificate victime. Incendiul se manifesta la nivelul podului, însemnând acoperiș și planșeul acestuia, pe o suprafață totală de aproximativ 250 de metri pătrați. Exista pericolul de propagare la întreaga suprafața acoperișului și la întreaga construcție, însă intervenția operativă a pompierilor a făcut ca incendiul să fie localizat și lichidat operativ. În continuare, se fac cercetări pentru identificarea cauzei probabile de izbucnire a incendiului. În restaurant erau pregătite săli pentru organizarea de evenimente, iar pentru a fi salvate decorurile și aparatura, au intervenit mai mulți oameni. Din fericire, nu au existat victime. Cele 3 școli din comuna Lerești sunt pregătite pentru începerea noului an școlar. În această vară s-au făcut o serie de modernizări, atât la nivelul clădirilor, cât și la instalația de încălzire. La ora actuală, totul este pregătit pentru a primi în siguranță și în bune condiții copiii în noul an școlar. Cu sprijinul Consiliului Județean, anul acesta am înlocuit 4 centrale. Erau din 2010, aveau 12 ani, se uzase și moral și consum mai mare de energie electrică, tot pentru de gaze, pentru a reduce consumul de gaze. Cu sprijinul Consiliului Județean s-au montat 2 la Voinești, 2 la Lerești, câte una pe fiecare corp de clădire. Fiecare corp e prevăzut cu 2 centrale și s-a scos una veche, s-a pus aceasta nouă pentru a mai reduce consumul de gaze natural. Da, iar la grădinița la Lerești, unde după cum știți toate școlile, noi avem autorizația de securitate la incendiu, transformând acel corp în grădiniță provizoriu, a trebuit să-l facem niște modificări care sunt în curs de realizare pentru autorizarea securității la incendiu ca și grădiniță. Un sistem de detecție la incendiu, adică mult mai multe în plus față de ce era prevăzut. After school-ul de la Voinești o să funcționeze probabil cu data de 1 octombrie în urma selecției dosarelor și așa, și cu siguranță va funcționa. Școala de la Pojorâta, și acolo să fac niște lucrări pe la șanțuri pe acolo, că am avut, în cauza acestor precipitații, am avut aluviune, a ajuns până la nivelul ferestrelor. Deci sunt fenomene meteo care nu le putem, dar ce să execut acum acolo, să preîntâmpinăm să nu se mai întâmple. Deci toate școlile sunt în condiții normale de funcționare, așteaptă elevii să vină, personalul didactic este destul de bun, că se văd rezultatele copiilor și noi îi rugăm pe lereșteni să aibă încredere în noi, în cadrele didactice ale școlii și să copiii să învețe aici la noi la Lerești. Pe de altă parte, administrația locală a comunei a depus prin Programul Național de Redresare și Reziliență un proiect pentru eficientizarea energetică a școlii generale din Lerești. Luni 5 septembrie sună clopoțelul pentru elevii care se întorc în bănci pentru a începe un nou an școlar cu schimbări majore. Cei responsabili de bunul mers al învățământului argeșan se întrec în declarații din care aflăm că nici în anul 2022, în anumite unități de învățământ,
Actul educațional nu se desfășoară în bune condiții. Inspectorul șef adjunct al Inspectoratului Școlar Argeș ne anunță că încă mai avem școli cu toalete în curte, fără apă și produse de igienă. În urmă cu 3 luni, prefectul județului Argeș, Radu Perianu, deranjat de neregulile din școli care se aduceau la cunoștință, a înființat o comisie mixtă de verificare a acestora în școli. Rezultatul a fost unul negativ. S-au constatat dificultăți și s-au luat măsuri ca acestea să fie remediate. Începând de săptămâna viitoare, aceste comisii vor trece din nou prin școli să vadă dacă s-a rezolvat ceva. Tot de la prefectul județului aflăm că încă există școli care nu au autorizație ISU și nici sisteme de supraveghere. Cu toate acestea, pe 5 septembrie va începe un nou an școlar. Au existat verificări în ceea ce privește securitatea la incendii. Și ca date statistice, aș vrea să vă spun că 104 unități școlare dețin autorizație la incendiu. 535 nu au nevoie de o astfel de autorizație, iar 105 nu au autorizație la incendiu. Mare parte dintre ele se află în procedură de autorizare. Am solicitat ISU să facă toate demersurile pentru ca această procedură să fie urgentată și să intre în legalitate și de asemenea să sancționeze acolo unde nu s-a început nici măcar demersurile de autorizare. Aș vrea să subliniez importanța acestei autorizări. Nu este o simplă hârtie pe care te duci și o iei. E vorba de siguranța la incendiu și, Doamne ferește, e suficient să se întâmple odată. Tot în ideea, pentru a preîntâmpina pe cât posibil un astfel de eveniment, periodic se derulează activități de informare preventivă, atât cu elevii, cât și cu profesori. De asemenea, se derulează instructaje cu privire la modul de comportament în cazul producerii unui eveniment de risc, atât înainte, în timpul, cât și după producerea unui astfel de risc, astfel încât efectele unui astfel de eveniment pe care nu ne-l dorim, dar trebuie să fim pregătiți în ipoteza în care s-ar întâmpla, efectele să fie cât mai mici. De asemenea, am insistat foarte mult în ceea ce privește sistemul de securitate ale elevilor în incinta unităților de învățământ. Și incinta unităților de învățământ înseamnă atât curtea școlii, cât și clădirea propriu-zisă a școlii. Foarte multe dintre școli au sisteme de pază. Fie sistem de pază propriu, asigurat cu personal propriu, fie sistem de pază cu personal angajat al unor firme, de profil. Dar există și unități școlare care nu au astfel de sistem. Însă toate au sistem video în interiorul clădirilor sau asigurate contra efracții, cu gratii, cu mijloace din acestea fizice care împiedică pătrunderea neautorizată în școală. De 30 de ani facem experiențe cu învățământul românesc. Acestea, în ultima vreme, produc mai mult analfabeți funcționali decât elevi pregătiți să clădească viitorul. Anul acesta este tot un an experimental, prin care atât profesorii cât și elevii vor fi nevoiți să treacă pentru a se ajunge la un nou sistem de învățământ care nu știm încă cum va fi. Asociația Mișcarea Mușceleană derulează un proiect de anvergură în comuna Mioarele. Pe vârful Piciora, cea mai înaltă cotă a celui mai înalt deal din țară, se va monta un ansamblu monumental grandios. Este vorba despre o statuie de 20 de metri, care va fi vizibilă de la 15 km distanță. Proiectul a fost prezentat în premieră la Sărbătoarea Fiilor Mățăului de către președintele asociației Virgil Stuparu. În continuarea acestor lucrări deosebite, am venit să completăm lucrările de această valoare prin realizarea unui proiect pe care noi îl dorim destul de măreț, în sensul că are o înălțime de 20 de metri și este vizibil la 15 km distanță, situat în vârful
Mățăului, cel mai înalt deal din țară, și va continua opera celor trei lucrări deja, două lucrări deja cunoscute, și vorbim de chipul dacului de la Cazane, de la Dunăre. Al doilea este crucea de pe Caraiman, iar al treilea va fi această statuie care reprezintă voievozii pe care am avut în istoria României și care prin actele lor de vitejie au reușit să ne păstreze identitatea și unitatea de neam, credință și țară. Inițial s-a plecat de la ideea primului descălecat, Radu Negru Vodă, care a realizat țara românească și a pus bazele țării românești, și ne-am gândit ulterior să aibă un titlu generic și al nume al voievodului, care va reprezenta toată această suită de mari personalități istorice pe care România le-a avut. Lucrarea, care reprezintă un voievod călare pe un cal, va fi realizată de caricaturistul și graficianul Bogdan Petri. Din ce va fi confecționată statuia, ne explică chiar autorul proiectului. Am considerat că este imperios necesar pentru noi, pentru această zonă excepțională, să avem un monument care să atragă lumea de pretutindeni. Adică un monument colosal, ca proporție, vorba de o statuie de 20 de metri, care va fi făcută dintr-o structură metalică, apoi cu placată cu fibră de sticlă. Deci aici e vorba de o tehnologie modernă, mă rog, statuia va fi relativ ușoară, dar ea va atrage cu siguranță de pretutindeni turismul, pentru că turismul este un factor important al nostru, și noi ca români consider că merităm un asemenea monument. Nu numai americanii, nu numai, știu eu, alte națiuni care au reușit să facă statui de asemenea dimensiuni. Și sper și mulțumim domnului primar că a fost, că a acceptat propunerea noastră, și sper să avem șansa să reușim din donații publice, da, să reușim să o materializăm. Realizarea acestei lucrări a fost acceptată de către conducerea primăriei comunei Mioarele și se va realiza așa cum s-au realizat marile lucrări în România din donații. Secția de istorie și artă a Muzeului Municipal din Câmpul Lung găzduiește în această perioadă o expoziție temporară denumită Pe drumul dintre țări, Câmpul Lungul în hărți. În prezența profesorilor de istorie și a câtorva participanți, a avut loc prezentarea acestei expoziții realizată în colaborare cu Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi din București. Organizatorii au prezentat importanța Câmpul Lungului ca așezare, acesta fiind printre puținele localități care apare în hărți ale vremii încă din secolul al XVI-lea. Aș vrea să vă spun și faptul că este una dintre rarele ocazii când hărți originale din muzeul nostru pleacă, călătoresc către alte muzee, și sigur că am întâmpinat povestea asta și cu multe emoții, dar datorită director și echipei muzeului, totul s-a desfășurat foarte net și foarte transparent, și eu le mulțumesc cu ocazia asta pentru deschidere, pentru generozitate și pentru naturalețe. Ca temă, expoziția aduce prin plan lungul în istoria cartografiei. Și a fost o ocazie să vedem că această așezare a fost menționată nu doar în documente, dar și în hărți, dintre care am vrut să vă aduc în atenție o hartă medievală foarte cunoscută, realizată de un călugăr venețian, Fra Mauro. O să vedeți că în cadrul expoziției sunt incluse și câteva QR code-uri și vă invit să le accesați prin intermediul telefonului mobil. Harta lui Sebastian Münster a atras atenția și istoricului Ștefan Dumitrache, directorul Muzeului Municipal din Curtea de Argeș, prezent la vernisaj. Am fost foarte supărat cu Fra Mauro, că a pus Câmpul Lungul pe hartă și Argeșul nu se vezi ca orice venețian. De asta am simțit lezat, dar harta este cu adevărat spectaculoasă, pentru că deși este o hartă în consonanță cu epoca din 450,
arată și zona noastră și arată drumul, doar că dacă am văzut în spațiul mult pe Brașov și Oradea, sper să nu fi greșit, dar cred că atât din zona mea. O hartă pe care recunosc că nu știam, ne-am plăcut mult de tot să o văd. Trecerea este exact ce ați spus, este o trecere prin istorie. De la harta lui Sebastian Münster până la hărți în care se prezintă sisteme de comunicații dintre Transilvania și Țara Românească, realizate de Automobil Club Român, toate depun mărturie despre Câmpul Lung ca o așezare de o importanță covârșitoare în comerțul european și din care reiese vechimea acestei localități. Practic, două localități din spațiul actual al României figurează pe aceste hărți, și anume Oradea și Câmpul Lungul. O expoziție foarte interesantă și așa în cele câteva minute la început cât am reușit să mă uit, m-a venit tot felul de gânduri. Aș avea trei chestiuni de adus în atenția publicului larg. În primul rând, legându-ne de cea mai veche mărturie cartografică care conservează Câmpul Lungul, aș mai face o completare tot așa pentru publicul larg, cea mai veche mărturie epigrafică este piatra tombală a lui Laurențiu de Lungocampu, aflată la Biserica Bărăției, 1300, da, aceasta este cea mai veche atestare a Câmpul Lungului și cea mai veche mărturie documentară o constituie privilegiul pe care Vladislav Blaicu l-a dat în 1368 brașovenilor. Deci, iată, avem cea mai veche mărturie epigrafică, cea mai veche mărturie documentară și iată cea mai veche mărturie cartografică. Mergând mai departe, m-aș opri la celebra hartă a stonicului Constantin Cantacuzino. Aici aș putea să vă spun, pentru că am purtat mai multe discuții cu colegi din Debreasă, care s-au ocupat ceva mai mult de această hartă, aș putea să vă spun că această hartă a Valahiei, care a fost dedicată principiului Constantin Lungoveanu, a fost realizată în urma numeroaselor călătorii pe care stonicul le-a făcut la moșiile sale, pentru că boierii noștri, Cantacuzini în cazul de față, aveau moșii în mai toate județele țării românești. Și stonicul, cred că a fost, stonicul Cantacuzino, cred că a fost salvat printre puținii boieri care au avut răbdarea de a călători prin toate județele țării românești, 17 la număr, 12 în Muntenia, 5 în Muntenia, ca să-și vadă moșiile. Vizitatorii au ocazia nu numai să vadă aceste hărți de o importanță istorică covârșitoare, dar se pot bucura și de o călătorie virtuală prin intermediul acestora. Totodată, există și un loc unde îți poți desena propria hartă. Începutul anului bisericesc a fost sărbătorit și la Mănăstirea Robaia. Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Calinic Argeșanul s-a aflat cu această ocazie în biserica acestui vechi așezământ monahal pentru a oficia Sfânta Liturghie. Împreună, slujitori au fost și preoții veniți din parohiile aflate pe valea râului Vâlsan. Din acest sobor a făcut parte și părintele profesor universitar dr. Vasile Sorescu, care a rostit un cuvânt despre însemnătatea zilei de 1 septembrie. Este începutul anului bisericesc, rânduială care a fost pusă în biserica noastră în anul 325, la sinodul întâi ecumenic de la Nicea. S-a ales această dată din mai multe motive. Luna aceasta, septembrie, în Vechiul Testament, era socotită luna a șaptea. Luna creației era luna martie. Și în luna aceasta au fost mai multe evenimente de referință care au o semnificație simbolică și în același timp prefigurativă și pentru lumea creștină. În luna aceasta, corabia lui Noe s-a oprit pe muntele Ararat și s-a încetat potopul. A început o nouă viață pentru oameni. În luna aceasta, Moise s-a coborât din muntele Sinai cu tablele legii și s-a dat, cum se știe, decalogul, care este valabil acum și în veci.
Tot în această lună, Solomon a sfințit templul din Ierusalim, care, așa cum se știe, prefigura biserica creștină, templul refăcut de Zorobabel, în care va veni Mântuitorul Iisus Hristos și va fi adus, cum se știe, în ziua de 2 februarie la întâmpinarea lui. Ierarhul argeșan a explicat de ce este important să întâmpinăm cu rugăciune noul an bisericesc, amintind totodată de sfinții cuvioși Simeon Stâlpnicul și Dionisie Exiguul. Se obișnuiește și după rânduială, după calendarul nostru ortodox, slujba de 1 septembrie se face în cinstea Sfântului Simeon Stâlpnicul și a Sfântului Dionisie Exiguul. Pot spune cele două, cei doi sfinți, cele două celebrități, am putea spune, de maximă, să zicem, osteneală a Sfântului Simeon Stâlpnicul și cea de mare învățată a Sfântului Dionisiu Exigu, care a fost secretar la 10 papi, care s-a ocupat cu astronomie, cu așezarea anului, cronologie de la Hristos încoace, când spunem 2022, spunem automat timpul binecuvântat de Dumnezeu, dar din măsurătoarea lui Dionisie Exiguul. Este foarte important. Nu este de foarte multe lume cunoscut, vorbesc de cei din afară. Deci este o mare binecuvântare și ne-a dat Dumnezeu acest dar, aceste daruri, am putea spune, care noi ne bucurăm de darurile date de Dumnezeu. Îi mulțumim din toată inima, cum s-a făcut și astăzi, cu soborul monahal de la Mănăstirea Robaia și cu preoții de pe Valea Vârsanului, care fiecare an obișnuiesc să vină aici la mănăstire și să fim în comuniune de rugăciune, aducând mulțumire Dumnezeu pentru dragostea care ne-a arătat-o și binecuvântările care ne le-au dat. În apropiere de Mănăstirea Robaia se găsește locul numit La Pusnici, unde se presupune că au viețuit în trecut sihaștrii care au pus bazele schitului Robaia. Pentru aceștia a fost săvârșită și o slujbă de pomenire. Așezământul monahal de la Robaia, astăzi Mănăstire de Maici, se află sub ocrotirea Maicii Domnului, a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și a Sfântului Cuvios Pafnutie Pârvu Zugravu. Anunțat ca un joc în care FC Botoșani urmărea să se revanșeze în fața propriilor suporteri pentru ratarea calificării în play-off din ultima etapă a sezonului trecut, meciul dintre moldoveni și albii violeții lui Prepeliță a fost unul de mare luptă. Argeșenii au trăit periculos în Moldova, gazdele având câteva ocazii clare de gol, pe care însă nu le-au valorificat. Golkeeperul piteștenilor, Cătălin Straton, a fost îngerul păzitor al buturilor argeșene, având câteva intervenții de kilogramă. FC Argeș ar fi putut înscrie pe contraatac în câteva situații, dar Ișvan, Garita sau Mezacoli nu au găsit drumul spre plasa porții botoșenenilor. La ultimele faze ale jocului, gazdele au solicitat lovitură de pedeapsă în urma unei faze în care capitanul piteștenilor, Mezacoli, a atins balonul cu mâna în propria suprafață de pedeapsă. Arbitrii din camera VAR au considerat însă că nu a existat nicio clipă intenția mijlocașului piteștean de a-și crea un avantaj din acea fază, prin urmare nu s-a acordat penalti. S-a terminat 0-0, rezultat pe care tehnicienii de pe banca argeșană îl consideră echitabil. Pot să spun că a fost un meci frumos cu ocazii de ambele echipe, au avut ocazii și unele și noi am avut ocazii și Botoșani au avut ocazii. Cred că a fost un meci frumos, chiar dacă a fost 0-0. Îmi felicit echipa pentru atitudinea pe care au avut-o să joci din 3-3 zile. E greu, se vede și la Botoșani că au avut deplasarea lungă, la fel ca și noi, că am înțeles că au stat la Pitești și au avut demers 8-9 ore cu autocarul, dar... E normal, sunt fotbaliști, trebuie să accepte aceste lucruri, trebuie să înțeleagă și ei trebuie să fie profesioniști. Felicit jucătorii noștri că au înțeles că trebuie să aibă o atitudine pozitivă, să înțeleagă că meciurile se câștigă prin atitudine și prin muncă. Cred că rezultatul de 0-0 este echitabil și ei au avut ocazii și noi am avut ocazii. Dacă eram puțin mai atenți prima repriză,
puteam să marcăm, dar asta e, mergem înainte, ne gândim la următorul meci și vedem ce vom face. Suntem acolo în față, ne dorim să ținem rezultatele pe care le-am avut în ultimul timp și sperăm că avem acum un meci luni, după 4 zile, sperăm să facem o figură frumoasă și să încurunăm cu o victorie. Următoarea etapă din Superliga aduce la Pitești una dintre performerele acestui început de campionat, FC Hermannstadt. Nou promovata, condusă de Marius Măldărășanu, se află pe poziția a patra în clasament, cu 13 puncte, tot atâtea câte a adunat și FC Argeș, dar ardelenii au un golaveraj mai bun. Partida este programată luni, 5 septembrie, de la ora 18:30, pe stadionul Nicolae Dobrin din Trivale. Asociația Județeană de Fotbal Argeș a decis ca fotbalul de la sate din Liga a 5-a să se dispute în cadrul a două serii. Pentru seria Nord sunt înscrise 19 formații, ceea ce înseamnă că în fiecare etapă o echipă va sta. În cealaltă serie, 18 echipe din sudul județului Argeș vor concura pentru o clasare cât mai bună. Startul caravanei fotbalului de la sate a fost stabilit de AJF Argeș pentru ziua de duminică 4 septembrie de la ora 11. În seria Nord au fost programate următoarele partide. Sporting Pitești, Viitorul Rădești 2021. Viitorul Mihăiești, Petrolul Hârtiești. Rapid Davidești, Unirea Budea de Jos. AS Micești 2002, AS Dragoslavele. Inter Aninoasa, Fotbal Club Corbi. Voința Țițești, Partizanul Vlădești. Contabilitate Stoienești, AS Ciofrângeni. Gloria Berevoiești, Flacăra Boteni. Cimentul Valea Mare Pravăț, AFCS Cetățeni. Vulturii Vulturești a fost programată să stea în prima rundă din noul sezon. Pentru ziua de mâine, meteorologii anunță vreme instabilă în județul Argeș. Temperaturile maxime ating valori de până la 24 de grade Celsius. Avem și soare, avem și nori, dar avem și precipitații. În nord avem temperaturi de până la 16 grade la Nucșoara și la Rucăr. 19 grade se vor înregistra la Mușete și la Domnești. 20 de grade avem la Aninoasa, iar la Câmpul Lung temperaturi de până la 18 grade. Și în sud avem precipitații, dar și aici mai apare soarele, iar temperaturile vor atinge valori de până la 22 de grade la Buzoiești și 24 de grade la Ungheni. Vreme instabilă avem și la Pitești și temperaturi de până la 22 de grade. Și în județul Dâmbovița avem precipitații, dar și aici mai apar câteva raze de soare, iar maximele ating valori de până la 23 de grade. În nord avem 16 grade la Râul Alb și 20 de grade la Voinești, iar în sudul județului avem temperaturi de până la 20 de grade la Găiești și la Morteni și 23 de grade la Șelaru și la Corbi Mari. La Târgoviște de asemenea avem vreme instabilă cu temperaturi de până la 21 de grade Celsius. La noapte va ploua la Câmpul Lung, iar temperaturile se vor încadra între 11 și 13 grade. Weekendul vine cu precipitații, mai apar și câteva raze de soare, iar temperaturile se vor încadra între 17-18 grade Celsius. De luni se pare că scăpăm de ploi, iar temperaturile mai cresc puțin, până la valoarea de 19 grade Celsius. Atât pentru astăzi. Eu vă aștept și săptămâna viitoare cu alte informații despre vreme. Doamnelor și domnilor, știrile se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție. În continuare, puteți urmări emisiunea Obiectiv Mușcelean. Să aveți vizionare plăcută și un weekend minunat!